Deschidem Sfânta Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 12. Tema de seara aceasta și subiectul pe care îl vom aborda este vorbirea în alte limbi. Un subiect care specific bisericii Pentecostale, nu pentru că Biblia e numai pentru noi, ci pentru că noi acceptăm și trăim și avem experiență, așa cum spune Biblia. 1 Corinteni 12, versetul 10 citim și versetul 28 mai târziu, care face referință la această lucrare, acest aspect și acest dar. Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Versetul 28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Cred că subiectul acesta trebuie abordat din când în când. Nu doar pentru faptul că noi credem și pentru faptul că noi suntem biserică penticostală, ci pentru faptul că este menționat în Scriptură și noi trebuie să predicăm toată Scriptura. Și pentru faptul că noi care facem parte din Biserica Pentecostală și cunoaștem manifestarea acestui dar și aceste lucrări, trebuie să ne consolidăm în, în credință și din când în când să abordăm această parte a doctrinii noastre. E o parte din doctrina Pentecostală. De asemenea, Trebuie să vorbim despre acest subiect pentru că unii care nu cred sau care au oarecare teamă sau reținere, nu mă refer la membrii neapărat din Biserica Pentecostală, consider că sunt puțini, dar poate din alte denominațiuni, au anumite rețineri și le pur și simplu le frică să abordeze subiectul acesta să audă și ei și să vadă că ceea ce predicăm și ceea ce vorbim este biblic și ceea ce trăim de fapt și experiența pe care o avem este biblică. Deci subiectul acesta este unul din subiectele care din când în când trebuie abordate, repet, alături de altele, chiar dacă nu trebuie să vorbim în fiecare duminică sau în fiecare lună și poate... Nici măcar în fiecare an, dar cel puțin din când în când. Așa cum sunt și alte subiecte mai sensibile care trebuie abordate și care trebuie predicate și despre care trebuie să vorbim. Deci, în seara aceasta, vorbim despre subiectul acesta vast și tainic oarecum, vorbirea în alte limbi, în termen original, glosolalia în limba greacă face referință la vorbirea în alte limbi. Și căutăm să răspundem în seara aceasta la ce spune Biblia despre vorbirea în alte limbi. Ce spune Biblia? Nu neapărat ce păreri avem noi, ci ce spune Biblia. Și apoi anumite aspecte sunt prin deducție. Le înțelegem așa, chiar dacă Biblia nu vorbește 100% direct despre ceva, dar poți să înțelegi. Vedem ce spune Scriptura și vedem ce înțelegem noi. Ce spune Biblia? Ce vorbește Biblia despre acest subiect? Care poate să fie controversat, care poate să fie atacat, care poate să fie chiar batjocorit. Sunt unii care își bat joc. Și nici nu-i de mirare, fraților, să nu ne mirăm dacă suntem bajocoriți pentru că vorbim despre acest subiect și dacă sunt alte denominații care zic, măi, ce înseamnă asta, nu înțelegem, asta e o nebunie, haideți să vedem ce spune Scriptura. În primul rând, căutăm o definiție a vorbirii în alte limbi. Vorbirea în alte limbi este o vorbire sau o cuvântare, am pus în paranteză, e supranaturală pentru că nu este ceva normal, nu este de la om într-o limbă străină, într-o limbă necunoscută, care n-a fost învățată și nu-i cunoscută de cel ce o vorbește. La asta se referă cuvântul lui Dumnezeu când vorbește de vorbire în alte limbi. O vorbire într-o limbă străină pe care n-ai învățat-o la școală, n-ai citit-o în cărți și nici măcar tu care o vorbești nu o cunoști. Nu știi ce vorbești. Asta este manifestarea acestui dar sau acestei lucrări. Dacă mergem la Fapte Capitolul 2, Fapte Capitolul 2, în versetul 4 și apoi continuăm, haideți dacă vreți să deschidem Fapte Capitolul 2, versetul 4, cuvântul spune așa. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt. Și au început să vorbească în alte limbi, nu după cum știau ei, nu după cum au învățat ei, ci după cum le dădea Duhul să vorbească. Adică era o vorbire inspirată de la Duhul Sfânt într-o altă limbă și lucrul ăsta nu era normal. Ascultați ce spun versetele 7 la 11. Haideți să mergem mai jos și să vedem ce spune cuvântul. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbim fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Acolo de față erau evrei, majoritatea erau de etnie evrei împrăștiați prin multe părți ale Europei și chiar ale Africii, care, din întâmplare, în ghilimele, erau atunci în Ierusalim. Ei vorbeau limba poporului unde s-au născut, dacă ei s-au născut în Germania vorbeau limba germană, dacă ei s-au născut în uh, Italia vorbeau limba latină, dacă s-au născut în Grecia vorbeau limba greacă și acum s-au adunat la Ierusalim. La Ierusalim, cei care vorbeau în alte limbi erau galilieni. Nici nu arătau cărturari, nici nu arătau profesori, nici nu arătau oameni pregătiți care să cunoască mai multe limbi, ci arătau oameni simpli. Și musafiri aceștia care auzeau, auzeau, ascultați. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretan și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Adică oamenii aceștia care vorbesc sunt galilieni, noi știm că sunt galileeni, noi știm că ei nu cunosc alte limbi străine, ceea ce vedem e o manifestare supranaturală, dar ei îmi vorbește, unul din ei îmi vorbește mie, altul îi vorbește lui, celălalt îi vorbește lui. Îs o mulțime de limbi și aici sunt numărate o mulțime. Fiecare ne vorbește, pe limba noastră pe care o înțelegem. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Era o mirare? Era o minune? Era ceva supranatural. Și bineînțeles că Apostolul Petru se ridică și explică ce s-a întâmplat acolo. Că asta este parte din lucrarea Duhului Sfânt care s-a împlinit. Ce înseamnă asta? Hristos, Domnul a ajuns în slavă, a primit slava, cinstea și onoarea dinainte și pentru că el a ajuns la dreapta lui Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl a trimis pe Duhul Sfânt și ceea ce vedeți voi și auziți este rezultatul lucrării Duhului Sfânt în ziua de azi. Deci slăviți-L pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Deci, în primul rând, vorbirea în alte limbi este o vorbire, o cuvântare într-o limbă pe care n-ai învățat-o, nu o cunoști și nu o înțelegi. Dar s-ar putea să o înțeleagă altcineva și o să revenim la subiectul acesta. În al doilea rând, ce spune Biblia despre vorbire în alte limbi și ce este vorbirea în alte limbi, este evidența sau semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt. Este evidența sau semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt. Cineva și nu cineva, mulți de-a lungul anilor au pus întrebarea se poate să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și fără să rostești cuvinte în alte limbi? Eu n-aș avea curajul să răspund da, se poate, că nu-mi dă voie Biblia. Eu am voie să spun ce, ce spune Biblia. Și Biblia mi-arată și o să ne oprim pe scurt, la fiecare se merită să facem lucrul acesta. Ne oprim pe scurt, la fiecare caz de botez cu Duhul Sfânt din faptele Apostolilor. Avem cinci cazuri în faptele Apostolilor, de botez cu Duhul Sfânt sau umplere cu Duhul Sfânt și să vedem ce s-a întâmplat și apoi trebuie să tragem concluzia. Dacă se poate. Botescu, cu Duhul Sfânt fără vorbire în alte limbi, dacă este botez cu Duhul Sfânt fără vorbire în alte limbi sau dacă nu este. Primul este fapte 2 cu 4, care l-am citit. Ce s-a întâmplat la primul Botescu, cu Duhul Sfânt din istorie, după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, când a venit Duhul Sfânt peste cei 120 care erau adunați în odaia de sus, toți au început să vorbească în alte limbi, și să prorocească. Și în vorbirea lor în alte limbi a fost înțeleasă de alții și în vorbirea lor ei vorbeau despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Ăsta e primul caz. Fapte 2. Botez cu Duhul Sfânt, vorbire în alte limbi. Samaria, al doilea caz. Fapte 8. 17 la 18, al doilea caz de botez cu Duhul Sfânt a fost în Samaria. Acolo, după ce ucenicii au fost trimiși de la Ierusalim, după ce apostoli au fost trimiși de la Ierusalim la Samaria, cu scopul acesta, pentru că Evanghelia fusese propovăduită, oamenii s-au botezat, au văzut minuni, au fost lucrări extraordinare săvârșite în Samaria, dar lipsea botezul cu Duhul Sfânt. Și biserica din Ierusalim a trimis apostolii să meargă acolo, tocmai pentru scopul acesta. Și Scriptura ne arată că ucenici apostoli rectific s-au dus și și-au pus mâinile peste credincioșii de acolo și au fost botezați cu Duhul Sfânt. Nu scrie că au vorbit în alte limbi, dar scrie că Simon, vă rog să proiectați fapte 8, 17 și 18. Fapte 8, 17 și 18. Simon, atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Next. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-o dă bani și o zis, Dați-mi și mie puterea asta ca să pot să fac un business frumos de aici. El, mintea lui era la bani. El credea că Duhul Sfânt și darurile Duhului Sfânt sunt date ca să facă oamenii bani. Și, într-o paranteză aici, aveți grijă. Aveți grijă cu descoperirile Duhului Sfânt care vă dă numele, numerele la loterie care vă spune unde să investiți banii și ce să faceți cu banii și cum să vă îmbogățiți. Aveți grijă! Eu am mari semne de întrebare și am avut o analiză sufletească foarte serioasă și foarte adâncă. Darurile Duhului Sfânt n-au fost date ca să le descoperi la oameni cum să facă bani și cum să câștige bani. Nu pentru asta au fost date. Simon, vă rog să proiectați din nou. Simon a crezut că de-aia au fost dat două Sfânt și -o zis, vă dau bani, dați-mi și mie că aici ai o sursă de câștig. Nu, no, nu, no, nu! No. Cuvintele apostolilor au fost aspre cuvinte care nu vrem niciunul dintre noi să le auzim, să pierd tu și banii tăi, că n-ai parte, tu n-ai parte în împărăție. Gândirea noastră nu trebuie să fie înspre finanțe, înspre cum să ne îmbogățim, ci înspre cum să ne sfințim ca să muștenim împărăția lui Dumnezeu. À, înapoi mergem la versetul 18. Când a văzut, ce a văzut Simon? Prin deducție. Folosiți judecata fiecare. Prin de... Nu scrie clar. Dar în Ierusalim oamenii au văzut și au auzit. Au văzut și au auzit. Ce, -au văzut? Ce a văzut Simon? Simon trebuie să fi văzut ceva ieșit din comun. Ceva neobișnuit. Ceva care făcea referință la primul botez botezul cu Duhul Sfânt se vede, ceva trebuie să vezi. Foarte simplu. Noi deducem că a văzut ceea ce s-a întâmplat la Ierusalim, adică a văzut și a auzit că oamenii vorbesc în alte limbi, aceeași manifestare, pentru că n-avea să vadă altceva, n-avea ce să vadă altceva. Ăsta e al doilea caz. Al treilea caz. În Damasc, Pavel Saul, de atunci, în capitolul 9, versetul 17. Anania a fost trimis la Saul și acolo ni se arată fără multe detalii. Nu ni se dau detalii. Nu știu de ce Luca n-a scris. Putea să scrie, dar n-a scris exact cum s-a întâmplat. Când Anania i-a spus lui Saul de atunci. M-a trimis Domnul ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Cum a avut loc umplerea cu Duhul Sfânt al lui Pavel? Nu ne arată mai jos, nu scrie detalii. Dar vreau să vă spun ce scrie Pavel la Corinteni. 1 Corinteni 14 cu 18 și 19. 1 Corinteni 14, 18 și 19. Ascultați ce spune Pavel. Mulțumesc lui Dumnezeu că ei vor, eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Nu că el îi înțeleg și el cunoaște tri limbi. Nu, nu la asta se referă. Că uitați, merge mai departe. Dar în biserică voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înțelepte în limba pe care voi o înțelegeți ca să învăț și pe alții decât să spun zece mii de cuvinte în altă limbă. Deci rugăciunea mea în alte limbi nu are mare valoare pentru cel care mă ascultă, că nu învață nimic, dar din cinci cuvinte el poate să învețe. Deci în Damasc are loc umplerea botezul cu Duhul Sfânt al lui Saul, Pavel de mai târziu, fără ca să ni se dea detalii, dar aflăm mai târziu din 1 corinte, că de fapt Pavel a fost botezat cu Duhul Sfânt, tot așa cum a fost botezați ucenicii în Fapte 2, și că el vorbea în limbi mai mult decât toți ceilalți. Cezarea, în Cezarea, al patrulea caz, Fapte 10, aici e specific, în Fapte, în capitolul 10, la Cezarea era Corneliu, prima familie dintre Neamuri care trăiește această experiență, experiența botezului cu Duhul Sfânt. Este familia lui Corneliu, fapte 10 44 la 46. Ascultați. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați în prejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri. Au văzut că darul Duhului Sfânt, ce au văzut? Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Care-i conexia între botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi? Păi când Duhul Sfânt se coboară în Ierusalim, oamenii vorbesc în alte limbi? Când Duhul Sfânt se coboară peste prima familie dintre neamuri, ei vorbesc în alte limbi, în Efes capitolul 19, versetul 6, Fapte capitolul 19, versetul 6 și 7. Este următorul caz, al cincilea caz din Faptele apostolilor, în Efes, apostolul Pavel ajunge acolo, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și ei vorbeau în alte limbi și proroceau. Cinci cazuri. Trei sunt explicite, sunt clare. Botez cu Duhul Sfânt, vorbire în alte limbi. Două nu sunt explicite, dar sunt clare, prin deducție. Și la Samaria, la fel a fost pentru că Simon a văzut că oamenii au fost botezați cu Duhul Sfânt și Pavel declară mai târziu, chiar dacă Luca nu scrie cum a fost el botezat și manifestarea, da, Pavel declară mai târziu la 1 Corinteni că el de fapt vorbește în alte limbi mai mult decât toți ceilalți, referindu-se la o manifestare a Duhului Sfânt, nu la capacitatea lui de a vorbi trei limbi. Asta e fals. Pentru cei care vor să spună că asta e capacitatea unui om de a vorbi în mai multe limbi. Adică, eu dacă mă duc des în, în Burundi, acolo se vorbește limba chirundii. Și am avut ambiție și am învățat vreo 20, 30, 50 de cuvinte. Știu să spun bună ziua, știu să spun mulțumesc, știu să spun lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Isus Hristos, Domnul să vă binecuvinteze și eu când mă ridic la învon câteodată, le iau pe toate pe rând astea. Și îi salut cu bună ziua, și apoi le zic lăudați să fie Domnul, și apoi le zic Dumnezeu să vă binecuvinteze, și apoi zic lăudați să fie Domnul Isus, și ei se uită la mine și, wow, asta vorbește limba Kirundi. Da, gata, mi s-a terminat. Asta e asta tot. Și dacă aș fi mai tânăr și dacă aș simți nevoia, auz, hai să pun mâna pe carte și hai să învăț și să învăț, să învăț limba chirundii, să pot să predic în limba lor, ar fi ceva extraordinar. Dar asta nu ar fi o manifestare a Duhului Sfânt, ar fi un dar al Duhului Sfânt. Asta ar fi o binecuvântare, asta putem să o numim oricum, dar nu la asta se referă botezul cu Duhul Sfânt. Da, dacă în mod supranatural, dacă în mod supranatural aș începe să vorbesc în limba lor acolo, yes, asta ar fi o manifestare a darului Duhului Sfânt. Dar dacă eu învăț la școală și mă duc și spun, predic în limba lor, noi putem predica în limba română și în limba engleză, cei mai mulți dintre noi. Slăviți să fie domnul lucrul ăsta. Unii care lucră în construcție aproape că s-ar descurca și în spaniolă, care uh, lucră aici în Arizona, în construcție. Alții, poate, care au venit din Italia să descurcă uh, și în italiană. Alții din Germania sau Austria și așa mai departe. Nu la asta se referă. Evidența și semnul inițial a botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Mă obligă scriptura și experiența primei biserici să spun că nu cunosc un alt mod de manifestare a botezului cu Duhul Sfânt. Și nu pot să spun despre cineva că e botezat cu Duhul Sfânt dacă nu vorbește în alte limbi. În al treilea rând, vorbirea în alte limbi este un dar. Al Duhului Sfânt. Deci, în primul rând, îi o vorbire într-o limbă străină, în al doilea rând, este o evidență, un semn inițial al botezului, dar este și un dar al Duhului Sfânt. 1 Corinteni 12 cu 10, care l-am citit, și versetul 28, care l-am citit, este un dar al Duhului Sfânt așa, a ales Dumnezeu unul din cele nouă daruri să fie vorbirea în alte limbi. Ca semn al botezului cu Duhul Sfânt, asta nu spune explicit Scriptura, ci prin deducție. Ca și semn al botezului cu Duhul Sfânt, poate conține doar câteva cuvinte. Că unii au zis, a fost fratele botezat cu Duhul Sfânt, dar nu, n-a vorbit numai 10 cuvinte sau șapte cuvinte, sau cinci cuvinte, sau douăzeci de cuvinte. Nu arată Biblia clar câte cuvinte trebuie să rostească pentru ca să zici ăsta e un semn că omul a fost botezat cu Duhul Sfânt. Darul vorbirii în alte limbi trebuie să cuprindă un vocabular bogat. Pot să fie două lucruri diferite. Biblia ne dă voie să înțelegem lucrul ăsta. Ca dar Vorbirea în alte limbi trebuie să aibă un vocabular bogat. Adică omul să vorbească în alte limbi, în multe cuvinte și poate să vorbească două minute, trei minute, cinci minute, ca și cum ar vorbi într-o altă limbă. Ăla este un dar al vorbirii în alte limbi. Dacă vorbim doar de semnul botezului cu Duhul Sfânt, asta poate să fie cu mai puține cuvinte. Știu că au fost unii care au întrebat, Poți să ai semnul fără să ai darul? Poți să ai semnul fără să ai darul? Probabil, Biblia ne dă voie să credem lucrul acesta că e posibil. La botezul cu Duhul Sfânt să ai semnul că ai fost botezat, adică să primești de la Duhul Sfânt câteva cuvinte care îți confirmă că ești botezat cu Duhul Sfânt, dar să nu primești darul vorbirii în alte limbi. De acolo n-ai ce să traduci. Ce o să traduci? Că vorbirea în alte limbi vine și cu celălalt dar, ori pentru persoana care vorbește, ori pentru alții, în care e tradus, e translatat, e interpretată vorbirea în alte limbi. Darul poate să fie și tradus. Adică e o vorbire bogată care poate să fie tradusă. Semnul s-ar putea să fie doar câteva cuvinte care se repetă și e un semn că omul a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Vedeți, 1 Corinteni 14 cu 4 spune așa, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește, sufletește biserica. Este singurul dar, care apostolul acceptă și permite că e pentru un beneficiu personal. Toate cele da, celelalte daruri ale Duhului Sfânt sunt pentru slujirea altora. Toate celelalte daruri sunt pentru slujirea altora. Darul vorbirii în alte limbi, dacă nu e însoțit de tălmăcire, este pentru interesul personal, adică pentru zidirea proprie. De aceea Apostolul Pavel explică corintenilor și spune, fraților, dacă cineva are darul ăsta, dar nu are darul de a tălmăci, nu face sens ca să manifeste darul ăsta în public, în biserică. Pentru că nu-i poate zidi pe alții vorbind în alte limbi. Aia-i pentru el, pentru persoana lui. Cum s-ar manifesta lucrul ăsta? Adică, dacă noi toți ne rugăm și mai mulți sunt cercetați și mulți vorbesc în alte limbi și se bucură, nu-i nicio problemă. Dar dacă unul vorbește, toată lumea tace și unul vorbește în altă limbă și vorbește în altă limbă și continuă să vorbească în altă limbă și continuă să vorbească în altă limbă și nimeni nu înțelege, Pavel spune, Așa ceva nu-i nu potrivit pentru Biserica lui Hristos. Pentru că un dar, atunci când ascultă alții, trebuie să le aducă lor zidire. Dacă cineva vorbește în altă limbă fără să tălmăcească, vorbește pentru el și pentru zidirea lui. Deci, vorbirea în alte limbi este un dar al Duhului Sfânt și poate să fie un dar al Duhului Sfânt. Și repet, îmi dă voie și iertați. Cei care poate nu că sunt chiar de acord cu asta, dar Biblia îmi dă voie să cred că vorbirea în alte limbi poate să fie și numai un semn al botezului cu Duhul Sfânt, un semn, o evidență a botezului cu Duhul Sfânt și asta înseamnă puține cuvinte și o manifestare poate rară. Unii nu vorbesc așa de mult în alte limbi și nu vorbesc așa de des în alte limbi pentru că n-au darul vorbirii în alte limbi. Ei au doar câteva cuvinte care reprezintă confirmarea că Dumnezeu i-a botezat cu Duhul Sfânt. În schimb, alții au darul acesta din partea lui Dumnezeu și darul poate să fie tradus și dacă e tradus, dacă e tălmăcit, aduce zidire sufletească. Dacă nu, trebuie să fie păstrat mai mult pentru el. Pentru că măruța lui sau în biserică atunci când toți ne rugăm. Când toți ne rugăm, nu e nicio problemă. Dar, repet, dacă eu vin la învon, și încep să vorbesc în alte limbi pentru biserică, pentru biserică nu pot să aduc zidire vorbind într-o altă limbă. Ca și cum vine un chinez la noi, dacă vine un chinez trebuie să aducem traducător. Dacă vine un frate din Burundi, trebuie să aducem traducător. Oricine vorbește în altă limbă trebuie tradus, dacă nu-i tradus nu ne poate aduce zidire. Vorbirea în alte limbi, în al patrulea rând, este un semn pentru cei necredincioși. Și ăsta e un subiect un pic mai dificil. M-am uitat peste el, am căutat să mă adâncesc și să văd la ce se referă, că inițial ar părea ca un fel de contradicție aici. Este un semn pentru cei necredincioși. Ascultați, 1 Corintem 14 cu 22. Prin urmare. Limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, din potrivă, este un semn pentru cei necredincioși. Nu este un semn pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Deci, vorbirea în alte limbi, semn pentru cei necredincioși, prorocia, un semn pentru credincioși. Și după aia, în versetul 23, pare că tocmai se contrazice, zice tocmai invers. Ascultați! Deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și s-ar întâmpla și ar intra și din cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Deci, Pavel spune că vorbirea în alte limbi e un semn pentru cei necredincioși. Dar dacă cel necredincioș vine între voi și voi toți vorbiți în alte limbi, zice că sunteți nebuni. Atunci ce fel de semn e? Eu încerc să înțeleg logica ei. Ce fel de semn e? Dacă e tocmai invers pentru cei credincioși, dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără darul, este încredințat de tot și judecați de tot. Ca să înțeleg pasajul acesta, trebuie să îl leg de versetul 21. În versetul 21 spune așa: În lege este scris, voi vorbi în rodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine. Și nici așa nu, vor, nu mă vor asculta, zice Domnul. Dumnezeu a făcut o promisiune lui Israel prin Isaia. Isaia 28 făcea referință la asirienii care o să vină, un popor străin, cu o limbă străină, cu o vorbire bolborosită, care o să cucerească poporul și poporul tot nu se va întoarce. Vorbirea aceea a unui popor străin reprezenta judecata lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu care urmează să vină peste ei. Apostolul Pavel, Apostolul Petru, vorbea în ziua de Rusalii că au început zilele din urmă, că se apropie judecata lui Dumnezeu. Un necredincios trebuie să înțeleagă două lucruri. Ar trebui să înțeleagă. Când aude vorbire în alte limbi, două lucruri. Ia, yes, e adevărat, dacă toți vorbesc în alte limbi și vorbesc pe rând sau vorbesc toți deodată poate să zică, voi sunteți nebuni, ceva nu e în regulă acolo la voi. Dar, în condiții normale, un necredincios, când aude vorbindu-se în alte limbi, semnul care trebuie să-l primească este ca poporul Israel în vechime, se apropie judecata lui Dumnezeu, au început zilele sfârșitului, se apropie ziua cea mare, Domnul se va întoarce, e un semn că Domnul aduce judecată pentru pământ. Și un alt semn este că acțiunea asta, activitatea asta, miracolul acesta e ceva dumnezeiesc. Și trebuie să nască niște semne de întrebare. Măi, ceva supranatural se întâmplă aici. Am fost la biserică, am fost la adunare, s-au rugat oamenii cu foc, s-au rugat oamenii cu pasiune, au strigat oamenii către Dumnezeu. Și pe unii am auzit chiar vorbind în alte limbi. Asta e ceva supranatural. Nu pot să înțeleg lucrul ăsta. Iez, yes, unii pot să tragă concluzia și să spună, uh, oamenii ăștia sunt nebuni, e foarte simplu, e superficial. Pentru că dacă stau mai mult între noi și dacă stau de vorbă cu noi, o să-și dea seama că nu suntem nebuni, ci iubim pe Dumnezeu și iubim Cuvântul și iubim darurile Duhului Sfânt și credem în puterea lui Dumnezeu care se manifestă prin darurile. Duhului Sfânt. Deci, darul vorbirii în alte limbi sau vorbirea în alte limbi poate să fie un semn pentru cei necredincioși. Dar e un semn și pentru noi. Pavel nu încurajează extrema în care toți ar vorbi în alte limbi. El a zis, nu, lucrul ăsta nu e bun. Dacă toți vorbiți în alte limbi, nu, nu arată bine lucrul ăsta. În schimb, acceptă cealaltă extremă că toți să prorocească. Adică, dacă toți ar proroci pe rând, toți ar căpăta zidire sufletească, dacă li se vorbește oamenilor într-o limbă înțeleasă, oamenii se zidesc sufletește. Și lucrul ăsta e în regulă. Asta e o extremă. Cealaltă extremă nu e acceptabilă. Acum, o întrebare mare. Trebuie neapărat limbile să fie înțelese de cineva? Pentru că mulți fac referință la fapte 2 și au zis limbile străine au fost înțelese de cineva. Cineva trebuie să le înțeleagă. Dacă nu le înțelege, atunci nu sunt autentice, atunci n-au niciun rost, atunci sunt fără Trebuie limbile neapărat să fie înțelese de cineva? Răspunsul e nu. Dacă limbile ar fi înțelese, ca în fapte 2, de ce ar mai fi nevoie de tălmăcire? Observați logica? Apostolul Pavel spune, cine vorbește în alte limbi, să se roage să primească și darul tălmăcirii. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că cine vorbește în altă limbă nu înțelege nimeni ce spune. Alții nu îl înțeleg. Deci nu se referă la o limbă înțeleasă de alții. Este simplu dacă limbile sunt înțelese ca în fapte 2, de ce spune Pavel că nimeni nu-l înțelege? 1 Corinteni 14 cu 2, vă rog, proiectați 1 Corinteni 14 cu 2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, nu vorbește oamenilor, deci nu se referă la vorbirea în alte limbi din fapte 2, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul îi spune taine, fraților. Versetul ăsta e așa de simplu. Vorbirea în alte limbi nu e înțeleasă de alții. E o vorbire străină. Cine o înțelege? O înțelege Dumnezeu. Este o limbă tainică a Duhului Sfânt. În afara cazului din fapte 2, în toate celelalte exemple din fapte, limbile nu au fost înțelese de alți oameni. Au fost o vorbire supranaturală între oameni și Dumnezeu. Poate, e urmă, o altă întrebare, poate fi vreodată o vorbire în limbi înțeleasă de cineva? Poate fi din când în când? Răspunsul este da. Și exemple sunt multe. Sunt multe exemple și frați care au depus mărturii în care, fie într-un loc, fie într-altul, fie în România, fie în America, fie într-o țar altă țară a Europei, au vorbit persoane în alte limbi fără să știe ei ce vorbesc. Și au fost în adunare, au fost persoane care au înțeles limba aceea. Și după ce s-a terminat slujba, a venit la ei și a zis, dar dumneavoastră vorbiți limba asta? Dumneavoastră vorbiți limba franceză? Dumneavoastră vorbiți, știu eu, o altă limbă? Și omul a zis, nu, pă, dar eu v-am auzit că ați vorbit. Ăsta e darul Duhului Sfânt. Sunt cazuri și sunt experiențe și lucrul ăsta se poate. Și este supranatural. Nu-l face Dumnezeu de fiecare dată și poate-l face odată la 10 ani și odată într-o viață, într-o anumită adunare, dar lucrul ăsta se poate. În al cincilea și în ultimul rând, în seara aceasta, vorbirea în alte limbi este o rugăciune prin Duhul Sfânt. Vorbirea în alte limbi este o rugăciune. Este o rugăciune îndreptată către Dumnezeu. Chiar dacă unii nu înțeleg sensul. 1 Corinteni 14 cu 15. 1 Corinteni 14 cu 15. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, referindu-se la Duhul lui, nu-i cu mare aici, cu mic Dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul meu, voi cânta și cu mintea. La ce se referă? Duhul meu se roagă, strigă către Dumnezeu după cum dă Duhul Sfânt. Cine vorbeau în fapte doi? Oamenii vorbeau. Dar ce vorbeau? Cuvintele care le dădea Duhul Sfânt. Dacă eu mă rog cu Duhul, dacă Apostolul Pavel face un contrast între Duh și minte, asta înseamnă rugăciunea prin Duhul omului este rugăciunea inspirată de Duhul Sfânt. Rugăciunea cu mintea este rugăciunea pe care eu o gândesc. Pe care eu o rostesc. De, cuvintele vin din mintea mea, din gândirea mea, din înțelepciunea mea și nu-i nimic greșit cu asta. Există o rugăciune în care ne rugăm cu mintea, adică ne rugăm într-o limbă înțeleasă și ne rugăm după cum știm noi mai bine ca să ne rugăm, și există o rugăciune prin Duhul, care este rugăciunea dată de Duhul Sfânt. Prin și e normal că e rugăciunea prin Duhul nostru, nu este o violare a Duhului nostru. Ce facem noi atunci? Dăm gura, buzele, corzile vocale, le dăm Duhului Sfânt și cuvintele care le rostim nu sunt ale noastre, ci sunt ale Duhului Sfânt. Asta înseamnă lucrarea aceasta. Asta înseamnă rugăciune. Pavel folosește termenul acesta. Deci dacă e rugăciune, poate fi și pentru alții, adică spre folosul altora, cum ar fi mijlocirea pentru alții. Lucrul acesta este permis aici. Iuda 1 cu 20 și tot astfel, și aici este Romani 8 cu 20, Iuda 1 cu 20 spune rugați-vă prin Duhul Sfânt, rugați-vă prin Duhul Sfânt. La ce se referă asta? Cum te rogi prin Duhul Sfânt? Oamenii când se roagă prin Duhul Sfânt, se roagă călăuziți, însuflați de Duhul Sfânt. Romani 8.26. cu 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Căci noi nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine Negrăite. Este o rugăciune, o mijlocire a Duhului pentru noi. Noi putem să ne rugăm, frați și surori, în alte limbi și să nu știm ce ne rugăm. Dar Biblia spune și Apostolul Pavel spune că chiar dacă nimeni nu înțelege, nici tu nu înțelegi, cu Duhul spune taine. Cine înțelege? Dumnezeu. Dumnezeu. Și atunci, dacă ar fi vorba de experiență, sunt multe experiențe aici în care oamenii au trăit experiențe extraordinare, încă s-au pus pe genunchi și s-au rugat în alte limbi, poate 5 minute, 10 minute, o jumătate de oră. Și s-au rugat și s-au rugat și au simțit că trebuie să se roage și au mijlocit și iar au mijlocit și iar s-au rugat. Și au zis, Doamne, ceva e aici! Și mai târziu au aflat de ce s-au rugat. Mai târziu au primit telefon, mai târziu au primit confirmare orică copilul a fost în accident, orică cineva trecea printr-o încercare foarte mare și cele două lucruri s-au unit. Fraților, este foarte posibil. Pentru că e biblic. Apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta ca de o rugăciune. Vorbirea în alte limbi este o rugăciune, este o rugăciune a noastră prin Duhul Sfânt. Și dacă e rugăciune, înseamnă că mijlocim. Și mijlocim pentru cei din jur mijlocim pentru misionar, nici nu știm pentru ce mijlocim. De aceea, Apostolul Pavel zice, nu vreau să opresc vorbirea în alte limbi, că eu vorbesc mai mult în limbi decât voi toți. Nu vreau să fac lucrul ăsta. Dar nu e bine ca vorbirea în alte limbi să fie expusă public în timp ce toți ascultă și nu înțeleg nimic. Asta zicea el. Dar dacă vorbești în alte limbi când vorbești cu Dumnezeu, când numai Dumnezeu ascultă, când noi ne rugăm în comun, rugăciunea aceea poate să rostească taine și răspunsul meu este simplu. Nu, poate că spărtinitor un pic aici pentru că sunt penticostal. Dar răspunsul meu este simplu. Când mă rog în alte limbi, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu îmi dă cuvinte și simt că trebuie să mă rog, atunci pot să mijlocesc ori pentru mine, ori pentru cineva din familia mea, ori pentru cineva din biserică, eu nu știu pentru cine mijlocesc, pentru că nu înțeleg ce spun. Dar Dumnezeu, care știe, care cunoaște, El înțelege și e limba secretă între om și Dumnezeu pe care Deavolul nu o înțelege. Deavolul nu înțelege limba asta. Deavolul nu se poate împiedica, nu te poate împiedica, Deavolul nu te poate opri. Și motivul pentru care face Dumnezeu lucrul acesta nu l înțeleg pe deplin și nu trebuie să-l înțeleg. Dar eu știu că atunci când Duhul lui Dumnezeu te inspiră, ca și credincios, ascultă-mă, credincios, care ești botezat de Dumnezeu cu Duhul Sfânt și ți-a dat Dumnezeu darul ăsta al mijlocirii, nu știi pentru cine mijlocești, nu știi pentru cine te rogi, dar Dumnezeu știe. Și dacă ai primit imboldul acesta de la Duhul Sfânt, roagă-te! Mijlocește, dă slavă lui Dumnezeu, pentru că undeva Dumnezeu răspunde și lucrează și niciunul dintre noi nu știm de câte ori am fost izbăviți în urma unor astfel de rugăciuni și de câte ori Dumnezeu a intervenit, pentru că El înțelege. Noi nu înțelegem, dar acum, frați și surori, unii așteaptă să ai o logică perfectă, omenească și rațională la darurile Duhului Sfânt. Cum poți? Să vorbești despre darurile Duhului Sfânt care sunt supranaturale, pe care Dumnezeu le manifestă în biserică sau în familiile noastre și să fie totul logic, totul simplu. Cum am spus și cu altă ocazie câteva săptămâni în urmă, explică cum a răcit Dumnezeu temperatura în cuptor, explică lucrul ăsta, explică cum, cum, a făcut Dumnezeu drum prin Marea Roșie, explică cum a oprit Dumnezeu soarele pe cer, explică minunile lui Dumnezeu. Nu chiar Domnul Hristos i-a zis lui Nicodim care vroia să înțeleagă, el vrea să înțeleagă, trebuia să facă sens ca la matematică, 1 plus 1 face doi. Și Domnul o spune, cu cel născut din Duhul, e ca și cuvântul. Vântul vine, nu-l vezi, nu știi de unde vine și nu știi încotro pleacă. Dar l simți și vezi că lucră. Vântul lucrează, dar nu-l înțelegi pe deplin și nu are nimeni control asupra lui. Așa este și cu lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Copiii lui Dumnezeu, pentru mine e mai ușor să cred, pentru că îl cunosc pe un Dumnezeu care e tot puternic și care face tot ce vrea. Și nu sunt în stare, nu sunt capabil să explic tot ce face Dumnezeu. Dar pot să spun, ăsta e rezultatul. Dacă Dumnezeu a vindecat, spun slavă Domnului, Dumnezeu vindecă. Dacă Dumnezeu a izbăvit pe cineva din încercare, dacă ai fost într-un accident și a venit poliția, și a zis poliția, e imposibil cineva să iasă viu din mașina asta. Și voi ați fost patru sau cinci în mașină. Și spui, dar noi suntem aici toți. Dar ce s-a întâmplat? Dar cum s-a întâmplat? Păi să vină experți, să facă poză, să ia măsurător, să vadă. N-ai cum să explici. Ce să explici? A fost îngerul Domnului, a fost mâna Domnului care a salvat. Nu totul se poate explica așa cum se explică în matematică. Cunoaștem un astfel de Dumnezeu. Explică răpirea, frate. Păi dacă, dacă trebuie toate lucrurile explicate. În ce credincioși suntem când toate lucrurile trebuie explicate și trecut prin filtrul rațiunii și a logicii? Chiar dacă, chiar dacă lucrurile fac sens în final și nu vorbim aiurel și vise, dar vine o zi a răpirii în seara asta, s-a vorbit mult despre răpire, despre zborul spre cer, explică asta, explică învierea din morți, când va suna trâmbița și cei morți în Hristos vor învia și își vor lua zborul înspre cer și se vor întâlni cu Hristos care se întoarce cu Sfinții Lui. Explică asta. Ce să explic? Noi acceptăm cuvântul lui Dumnezeu prin credință. Dumnezeu care a lucrat în viețile noastre, Dumnezeu care a intervenit în viețile noastre, Dumnezeu care ne-a iertat de păcate, care ne-a transformat mintea și inima, Dumnezeu care ne-a vindecat de atâtea ori, Dumnezeu care ne-a izbăvit din ecaz, Dumnezeu face lucruri supranaturale. Și nu trebuie chiar 100% să înțelegem fiecare detaliu. Îi mulțumim lui Dumnezeu că lucrează. Azi cunoaștem în parte, spune Pavel. Cunoaștem în parte, nu cunoaștem totul, nu putem explica totul, dar în ziua aceea vom cunoaște pe deplin. Atunci îl vom vedea așa cum este. Binecuvântat să fie numele lui. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Ne vom apropia de Dumnezeu în rugăciune. Ne vom ruga pentru frații care vom pleca nu săptămâna viitoare, ci cealaltă săptămână. Vom pleca în India cu ajutorul Domnului. Vă rog să ne încredințați în mâna Domnului. Dar nu numai asta e rugăciunea. Pentru că aș dori ca mesajul să aibă un efect în viața noastră, în viața noastră de credință, în viața noastră duhovnicească. Cei care ați primit acest dar din partea lui Dumnezeu, să nu vă fie greu și să nu vă simțiți inconfortabil ca să lăsați să se manifeste acest dar. În viața personală, la rugăciune, în serile de stăruință, în serile de rugăciune și chiar când noi ne rugăm aici, în casa lui Dumnezeu, când e rugăciunea în comun. Că s-ar putea cineva să se simtă inconfortabil, că e o chestie ciudată, lasă-l, că Dumnezeu îi vorbește inimii, Dumnezeu îl atinge, Dumnezeu îl obligă să meargă la Biblie și să vadă că Biblia vorbește despre lucrul ăsta și cei care acceptă cuvântul îți binecuvântați de Dumnezeu. Cine nu vrea să creadă ce spune Biblia? Nu putem noi să forțăm pe nimeni. Dar copiii lui Dumnezeu, care au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, care au primit din partea lui Dumnezeu harul acesta, e bine ca să lase Duhul să se manifeste, să se roage, că mijlocești pentru tine, te zidești, sufletește și poți să mijlocești pentru altul. Poți să te rogi, ai libertatea să te rogi, să dai slavă Lui Dumnezeu. Să te bucuri împreună cu Îngerii lui Dumnezeu. Să te bucuri împreună cu frații din biserică și să-l slăvești pe Dumnezeu. Nu trebuie să pui frână la bucuria Duhului Sfânt. Nu trebuie să te oprești să te gândești ce va zice cu tare, ce va zice celălalt. Noi suntem în casa lui Dumnezeu, suntem copiii Lui Dumnezeu. Și noi credem că ceea ce face Dumnezeu în biserică și modul în care Duhul Sfânt se manifestă este de la Dumnezeu și este pentru gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze biserica sa și Domnul să ne umple pe toți cu Duhul Său cel Sfânt. Și Dumnezeu să lucreze în adunare. Deci ne vom ruga și în scopul acesta în primul rând. Apoi ne rugăm pentru frații slujitori și pentru toți cei care vom pleca în India. Apoi aș dori să ne rugăm pentru Cătălin și Ema Ioniță, care au avut o fetiță, au născut-o bolnavă, așa cum medicii le-au spus și au zis că din cauza unei condiții neurologice fetița nu va trăi. Ei au pus numele Gianna și au zis, așa cum i-au zis înainte să se nască, faptul că fetița nu va trăi. Noi ne rugăm Domnului care este atotputernic, știind că și viața. Și moartea e în mâna lui Dumnezeu. Și nu medicii au întotdeauna dreptate. Dumnezeu este cel care spune viață sau Dumnezeu este cel care spune stop. E în mâna lui. Noi ne rugăm pentru familie, Dumnezeu să întărească familia și ne rugăm pentru această micuță. Dumnezeu să-și ducă planul lui la îndeplinire și să întărească această familie în credință. E un caz mai special și trebuie să fim alături de ei în rugăciune. Și apoi, poate că mai aveți dorințe, frați și surori, pentru ridicare de mână. Venim înaintea Domnului. Poate că avem dorințe cu privire la familie, cu privire la relații, cu privire la prieteni, dar poate că avem dorințe și pentru Sufletul nostru. Poate că avem dorințe să fim mai sfinți. Poate că avem dorințe să fim mai rugativi. Poate că avem dorință să fim mai receptivi la semnale pe care Duhul Sfânt ni le dă. Poate că avem dorință să fim mai duhovnicești, să ne rugăm mai mult, să stăruim mai mult, să mijlocim mai mult. O, bunul Dumnezeu să lucreze și să-și ducă planul lui la îndeplinire cu fiecare dintre noi. Cu toată biserica intrăm în rugăciune, cu frații care plecăm în India, venim aici în față și frații slujitori o să se roage pentru noi. Și toate aceste rugăciuni de facem împreună. La urmă, fratele Jean Jurju, e aici, mi se pare, cuscur fratelui Sorin Puha. La urmă, fratele Jean să vină la microfon aici și să mulțumească Domnului în final pentru seara asta. Haideți să ne rugăm cu toată biserica și să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze și repede Domnul să ne umple de Duhul Sfânt și de Harul Său. Aleluia! Amin!